ați avut vreodată, să spunem așa, o nostalgie faptului că nu ați reușit să continuați pe ceea ce începuseți, pe partea dramatică, pe partea aceasta? Vreau să spun, mai puțin, dar satisfacția am trăit-o la sfârșit, sfârșitul anul, anilor 80, când Horia Popescu m-a chemat la Național să joc într-un rol tragic-comic în Ploștința lui Maiakovski, rolul principal, Prisipkin, unde alături de ceilalți colegi care erau tot Teatrul Național, era un spectacol extraordinar, o montare formidabilă, apreciat de criticii sovietici la vremea aceea, l-au filmat tot spectacolul ca model de cum se poate juca Maiakovski, unde, având rol principal, am făcut un succes foarte mare. Adică m-am refulat un pic, mi-am, hai să zic, satisfăcut și dorințele mele de actor de teatru. Naționalul, Radu Beligan, atunci mi-a făcut invitația să mă mut la Național, dar i-am spus, maestre, sunt prea uns cu haimana lui cu ăsta, cu plăcerea de a-i face pe oameni să râdă, și va fi cazul, voi mai veni, dar rămân la Tănase. Dar nu este obositor, să spunem, pentru un actor de revistă, un actor care să se facă pe oameni la două, trei replici să râdă, un actor care, cum spunea și noastră, trește sau stă foarte mult în textierul, în cel care scrie acele sketch-uri, după o viață întreagă, să spunem, atâția zeci de ani, nu este obositor, pentru că toată lumea spune, comedia este mult mai grea decât drama. Mai spune o dată. Nu ați... Mai spune o dată, comedia... Comedia este mult mai grea decât drama. Este. Pentru că pe un om poți să-l faci să plângă extrem de ușor. Inventezi o poveste tristă sau îi spui despre greutățile care bântuie în toate casele, pe stradă, oriunde vrei, și să-l faci să zâmbească, să-l faci să plângă imediat, iar ca să zâmbească, trebuie întâi să-l faci să uite de necazuri și după aia să vină alături de tine. Nu mai spun ce greu îi vine actorului de comedie, că de-aia spuneam în alte dăți și cred în lucrul ăsta, că actorul de comedie este un actor în viața privată destul de trist, pentru că nu reușește, nu mai găsește acea supapă prin care să se debaraseze de răul care îl strânge în el, de necazurile care le adună, pe când actorul de dramă oricând se poate elibera, vărsa de aceste rele în rolurile care le joacă, atunci când plânge pe scenă, atunci când te face să plângi, atunci se descarcă și el de acumulările negative pe care le are. Când actorul de comedie trebuie să tacă, să se izoleze, să-și izoleze tristețea în el, să o închidă într-un sertar și să te facă să zâmbești. Mai sunt textieri de valoare în acest moment în teatrul românesc și în teatrul de comedie și de revistă? În ceea ce privește revista și textele de revistă, cele care aveau ca model ceea ce lăsase moștenire Tănase, sunt din ce în ce mai puțin, aproape pe cale de dispariție. Noi folosim multe lucruri de la Mihai Maximilian, de la Tănase, de la alți scriitori care au scris pentru revistă, și sigur că nimic nu este nou în orice domeniu, hai să zic, al comediei. Bancurile se repetă de multe ori, întâmplările hazoase sunt cam aceleași, starele societății pe care trebuie să le atingi, de satira, rămâne aceeași, dacă nu mult mai îmbogățită decât pe timpul lui Caragiale. Suntem o nație care, din acest punct de vedere al tarelor pe care le purtăm și le transmitem
din generație în generație, nu ne-am schimbat aproape deloc. Da, dar să spunem, dacă perioada lui Tănase, când avem și acel film cu Toma Caragiu în rolul lui cu naziștii în anii 40, se făceau foarte subtil glume pe care publicul le gusta la adresa naziștilor, după aceea comuniștii pe vremea dumneavoastră era teatrul de revistă plin, tocmai pentru că l-ai interzis să faci glume pe seama regimului. Acum, când este practic liber la glume și oricine poate să facă glume, este mai greu să faci să ironizezi starele societății, astfel încât lumea să vină și să dorească să le guste în fiecare seară sau fiecare weekend? Lumea marșează mult mai ușor la o glumă când e în colectivitate. Se molipsesc unul de la altul. Dacă stai de unul singur, îți pică fisa mai târziu sau te amuzi, după aia obosești, dar dacă ești în colectivitate, te molipsești și o oră, două la teatru de revistă te face măcar pentru câteva ore să uiți de necazurile care te pândesc din toate părțile. De aceea comedia nu va dispare niciodată, va îmbrăca alte forme. Uneori o va lua razna și vor da ghes pe scenă cei care colportează vulgaritatea și o zonă mai obscură a comediei, dar ea nu va dispare și ușor, ușor oamenii vor ști să selecteze. Noi am trecut prin momente foarte dificile legate, știu eu, de apariția Vacanței Mari sau altora care le spuneau la modul cel mai vulgar pe scenă, de mă îngrozeau și lumea râdea în hohote, dar ieșea afară, comentau și după câteva minute spuneau niște golani după ce se amuzau în sală. Deci ușor, ușor, ce este, nu spun la mod ostentativ, mai de calitate, dar ceea ce transmite la un moment dat și un mesaj, să zic, educativ, un mesaj critic, va fi acceptat întotdeauna și va fi la căutare. Este mai ușor sau mai greu să faci, dacă faci o comparație între teatrul de revistă și teatrul de comedie? Unde da, nu. Teatrul de comedie se bazează pe spectacole, pe piese de comedie, pe caragiale, pe autorii pe noștri de comedie. Revista e formată, are un schelet lansat, nu ca o lege, dar în orice caz, a cărui tradiție se păstrează, în care este monologul de atac, care reprezintă și o atitudine, mai să zic, socială asupra contextului în care ne ducem viața. E acel monolog care reprezintă oful cetățeanului de pe stradă. Se numește revistă pentru că ea este într-o actualitate, hai să zic, gazetărească. E ca și cum ar apărea un ziar zilnic cu evenimentele importante din punct de vedere social sau politic. Are cupletul, are chiprocou, folosește mai multe elemente. E baletul, e muzica, e altfel compusă. Poate se apropie de musical, dar oricum are specificul ei și îl are pentru că are vorbele care ies în prim plan. Monologul, cupletul, sceneta, care e o invenție, hai să zic, românească. Vorbeați de comedie și vreau să fac un pic și legătura cu televiziunea și cu cinematografia, pentru că dumneavoastră ați jucat și în filme de comedie, filme care astăzi sunt pe cale de dispariție, deși publicul românesc pare că gustă astfel de comedii, cele care sunt bune, evident. Te referi la cele care le-am făcut sau la ce ar trebui să se facă?
la ce ar trebui să te facă? Pentru că ceea ce am făcut, apar filmele săptămânal, exact. Ori la Prima, ori la TVR, ori la... Cred că dorința realizatorilor noștri, a regizorilor noștri, a producătorilor noștri, la ora actuală, este marcată de succesele pe care le-a avut cinematografia română în festivalurile internaționale. Și atunci dorința lor, în general, este de a se concentra în așa fel ca să luăm cât mai multe premii pentru a ne pune marca forever pe ceea ce înseamnă istoricul cinematografiei române și, de ce nu, universale. Și atunci neglijează o latură extrem, extrem de așteptată și gustată de publicul spectator, comedia. Pentru că comediile care s-au făcut și înainte, și după 89, chiar au avut succes, iar mi-aduc aminte că a doua cădere a Constantinopolului a avut cel mai mare succes de casă din istoria cinematografiei române. Adică un public extrem de numeros, mureșan, reușind să facă un lucru deosebit. E mai greu. Părerea mea este că totuși ar trebui să se orienteze și spre comedie. Probabil tot din lipsa scenariilor, această penurie a scenariilor. Nu neapărat. Ți-am spus, este o dorință constantă a regizorilor noștri, a producătorilor noștri, să scoată filme care să aibă șansa la un premiu. Eu ultima dată am jucat în... Toată lumea din familia mea sau cam așa. Din familia noastră. Da, din familia noastră. Și care regizor a obținut câteva premii, care avea și nuanțe, hai să zic, tragicomice. Domnul Arșinel, acum fac o paralelă cu mari actori de la Hollywood. Dumneavoastră, la fel ca și ei, sunteți unul dintre puținii actori care pun voci pe personaje foarte cunoscute. Te refer la de animație, Disney. Da, la Disney, da. Da. Am avut norocul să fiu chemat și să joc câteva personaje apreciate chiar de cei de la Walt Disney. Țin minte că am avut o controversă cu cei care angajează actorii. Eu am cerut mai mult decât erau ei obișnuiți să plătească. Pentru că aflați-mi și eu cam cum sunt plătiți actorii în Franța când dublează, în alte țări. Noi eram la a treia mână, adică luau întâi polonezii, luau după aia ai noștri și dacă mai rămânea ceva, luau și actorii. Și am apucat să dau proba și eu zis, vă dăm 5 lei. Eu vreau 50, de 10 ori mai mult. A, nu se poate, stați să vedem, să discutăm. Nu, o să mai încercăm și pe alții, dar n-am nimic împotrivă. Eu mi-a sărut, am venit, am făcut, era vorba de Balu, Cartea Jungă. Și într-un târziu a venit și noi, domnule, aia de la Walt Disney, vă vor pe dumneavoastră. Bun, și au acceptat suma. A mai venit un Balu și zice, vă dăm 50, nu, vreau 100. Pentru că nu era vorba de bani, și așa erau destul de puțini. Dar mi s-a părut umilitor să plătești chiar cu 5 lei replica unui actor într-un film de animație. Pentru că el trebuie să transmită mult mai mult decât vocea. Trebuie să transmită datele personajului, să fure de la... Să fure de la imprimarea originală, tonalitatea și toate lucrurile astea. Și chiar e greu. Și sunt umilitor de puțin plătiți artiștii români. Da, și cum ca să fac o glumă, până aceste voci ale personajelor v-ați apropiat și de publicul tânăr. Foarte tânăr. Da, am primit multe multe felicitări și chiar am fost tușat că președintele Băncii Românești
excelența sa, domnul Isărescu. De ziua mea anul trecut mi-a trimis o felicitare în care, printre altele, mulțumea și pentru nepoții lui, pentru excelenta interpretare a personajelor din filmele de animație. A Ratatouille, a mai făcut Cars, am făcut câteva. Dar după aia s-au liniștit, nu m-au mai chemat. Sunt al dracului, știi? Când... Chiar vreau să vă întreb dacă mai aveți în proiect și alte astfel de colaborări cu Disney. Nu. Eu le-am în fiecare zi, trebuie să mă sune. Ce mai faceți acum? Ce proiecte aveți, să spunem, profesionale pentru anul acesta și în termen scurt? Vom scoate în curând un spectacol, un show cu Vasile Muraru și cu Vali Fătu, un cuplu excelent care s-a format de nevoie, dar nici într-un an, un an jumate s-au sudat foarte bine. Nu de puține ori, obținând în recitalurile lor la televiziune punctul de aur. Pregătim pentru stagiunea estivală un spectacol căruia am dat un nume de, deocamdată provizoriu, Arestați la Herăstrău, nu la domiciliu. E la mod acum. Da. Iar pentru toamnă, iarnă, pregătim pentru luna decembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să ne iasă, un spectacol aniversar în cinstea marei noastre actrițe, Stella Popescu, care va împlini 80 de ani. Deci avem un program destul de încărcat, urmând de asemenea ca în luna octombrie suntem invitați de Asociația Ziariștilor și Vorbitorilor de Limbă Română din Israel, cu o revistă, câteva spectacole la Berșeva, Tel Aviv, Haifa, mai știu câteva orașe în Israel. Apropo de doamna Stella Popescu, știu că scoateți și o carte care va fi lansată în curând. Am scos o carte scrisă de excelentul nostru scriitor, secretar literar, cel mai longeviv, Aurel Storin, se numește Stella Popescu și Alexandru Arșinel, o pereche fără pereche. Aceasta este cartea, o vom lansa săptămâna viitoare, pe 23 mai, la Bookfest, în... Romexpo. Romexpo, da. Sunteți cel mai longeviv cuplu, cuplu. Suntem pentru că ne-au ținut spectatorii. Ne-a ținut Mihai Maximilian și Vasile Veselovski și ne-a ținut în general poate și succesul. Deci, încă o dată, ne-a ținut publicul, care ne-a dorit. În plan personal, ce mai faceți? Vă mai retrageți din când în când la țară, undeva, pentru a vă liniști? Am o casă, am mai multe. S-a scris de treaba asta, adică cum mi-am permis eu, nesimțitul, să nu construiesc coloane în crâșme, să nu ridic consumul pe cap de locuitor de vodcă, vin și alte lucruri și să fiu un băiat gospodar și să-mi fac câte o îndămânare. E adevărat destul de ieftină, pentru că nu-i construită din beton și din asta, dar e din lemn, dar super făcută. Am făcut-o pe 92 și mai am una pe malul lacului Buftea, făcută în 86, deci nu avea nicio legătură cu actuala putere și conducere. Deci mi-a plăcut să muncesc și eu și Stella. Am dormit jumătate din ultimii 40 de ani în vagon, în avion, la volan, nu prea am dormit, încă am scăpat, dar am făcut zeci de mii de kilometri, în turnee în străinătate, am fost invitați în toată lumea, am făcut peste 50 de țări, din Australia până în Canada, din Canada până în Africa de Sud, America Latină, toată Europa.
am alergat mult, că am fost solicitat și am și câștigat niște bani. Și atunci, decât, repet, să construiesc coloane în crâșme, ne-am făcut câte o îndemânare, pentru că am copii, am nepoți și am și plăcerea ca atunci când mai am timp să dau o fugă până la Sinaia, în cabana mea, să mă refac și chiar mă refac și s-ar putea cu timpul chiar să mă stabilesc acolo. Vreți să vă retrageți, să plecați în București, vine o vreme, la bătrânețe? Vine o vreme în care încep să-ți controlezi mai serios viața și ceea ce, și ce faci cu pașii următori, încotro îndrepți. Și sigur că la un moment dat, dacă nu obligat, dar măcar din bun simț, începi să te gândești că ar trebui să faci o anumită retragere, cu toate că se spune că artiștii mor pe scenă. Nu pot să mă angajez vreodată că voi renunța atât cât voi putea la scenă, la public, pentru că publicul este cel mai bun tonic, cel care îți încarcă cel mai bine bateriile. Dar la un moment dat trebuie, din anumite obligații pe care le ai față de teatru, față de cel care te-a propulsat în lumina ochilor și reflectoarelor, să mai renunți la câte ceva. Deci nu mă angajează că voi renunța la teatru, dar că voi chipzui vis-a-vis de ce voi face de acum încolo. Dar dacă, atunci când mergeți la în provincie, la țară, vă ocupați, vă place să vă ocupați și de grădinărit, vă place să vă ocupați de lucrurile acestea? Toată viața mi-a plăcut. În ultimul timp mai puțin, pentru că am o reținere din punct de vedere al spatelui. Mi-e teamă că dacă mă aplec să smulg o buruiană, să nu rămân așa cu ochii în pământ. Mai puțin. În schimb, copiii mei se ocupă cu grădinăritul, își fac roșiile lor, vinetele lor, ardeile lor și din când în când mai scapă câte un coșuleț așa și la maică-sa și la taică-sa. Deci sunteți un, să spunem, un om fericit care mâncați din propria grădină. Da, da, mi se întâmplă, da. Băiatul mic stă la, undeva la țară. Are o casă pe malul lacului Buftea. Bun. Și o grădiniță acolo și își plantează întotdeauna roșii, ardei, castraveți, dovlecei. Apropo de, și să încheiem în acest mod, apropo de plimbările noastre în străinătate, ați fost între puținii care ați ajuns chiar și la finala Cupei Campionilor Europeni din 86 cu Steaua la Sevilla. Nu, aia a fost cu sarcină. Cu sarcină, da. Era, dar o perioadă că nu prea puteai să ieși afară, dar cei de la Steaua, era Țopescu, colonelul Gavrilă și alți câțiva oameni care mă știau stelist, mi-au spus atunci dacă nu vreau să merg la Sevilla. Da, nu, Dumnezeu să nu vreau. A fost cu noroc. Și nu că a fost, dar am fost șeful galeriei acolo. Adică am urlat de nu s-auzeau ăia. Iar când s-a terminat meciul și am știut că acea cupă e a noastră, am leșinat de fericire. Adică nu mai aveam aer. Efectiv am căzut pe bancheta aia. Atât de fericit am fost. Îmi pare rău, chiar transmit regretul că nu s-au înțeles generalii de la Steaua cu Becali. Eu n-aș spune că Becali este îngerul de pe pământ, dar totuși băiatul ăsta a băgat niște bani, le-a dat și lor, a mai reparat arena, a făcut și el ceva în condițiile astea de proaspeți capitaliști, adică n-a lăsat clubul la voia întâmplării, chiar ne-au adus și niște satisfacții, niște meciuri frumoase, asta demonstrează că sunt stelist și e păcat să un brand atât de frumos și o echipă care poate să devină foarte frumoasă să nu se înțeleagă. Mă surprinde
câteodată mai mult, câteodată mai puțin. M-a surprins ceea ce s-a descoperit în ultimii ani, cine sunt îmbogățiții țări, știi? Am rămas cu ochii în soare, pentru că ei sunt și aleșii noștri, știi? Și câteodată te întrebi pe cine să mai alegi dacă ăștia sunt ăia, știi? Și e păcat. Apropo de steaua, este luna mai, așteptăm să vedem ce se întâmplă, poate până la urmă va ajunge la un acord, vorbim totuși de cea mai galonată echipă din România și cu cei mai mulți fani, de departe. Da, n-ar trebui aceste galoane să ajungă o batjocură, așa cum am auzit că un avocat vrea să o cumpere și să o vândă în altă parte, sau că o întreprindere, o instituție asta de vinuri sau de vrea să o ia și să nu știu ce. Adică steaua aparține fotbalului și e păcat să ne batem joc de trecutul ei minunat, pentru că a fost una din puținele supape care le-am avut înainte. Și e păcat să ridiculizăm și să bagatelizăm acele supape care au existat, așa cum au existat prin teatru unele supape, așa cum a existat Grădina Boema, care reprezenta una dintre cele mai puternice supape ale Bucureștiului, așa a fost și Steaua. Așteptai un meci cu Steaua, sufocat de emoție la televizor, și ei de multe ori ne-au redat speranța și respirația. Mai mergeți pe stadion acum? Nu. S-a vulgarizat foarte tare. Stadioanele au devenit un fel de vacanță mare. Exceptând poate galeria Rapidului. Dar nu mai merg din cauza jurăturilor. Eu mergeam cu soția mea, mergeam cu copiii mei care erau mici. Era o sărbătoare să mergi la un meci. Mă întrebam pentru că în sfârșit avem și noi un stadion de vreo 2-3 ani, Național Arena, stadionul nou. Și de la Cluj, nu? Nu, la Național Arena de pe București, unde joacă Steaua. Am fost invitat de primarul general și de Sandu Mircea la inaugurarea acestui stadion, care este superb. Domnule Arșinel, vă mulțumesc mult pentru timpul acordat. Cu drag, și transmite telespectatorilor voștri, celor care vă urmăresc, sănătate, și crede-mă că știu despre ce vorbesc. Sănătate și dumneavoastră și mult succes în continuare. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici cu interviul din această seară. Noi ne revedem sâmbătă de la ora 20 cu un alt invitat. Până atunci, toate cele bune, la revedere!